Bun găsit tuturor, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, astăzi este o zi fericită pentru TV Sud-Est și pentru emisiunea Oameni. Asta datorită faptului că încercăm să creăm, așa să spunem, o stare de bine în studioul nostru de aici, de la TV Sud-Est, pentru că trebuie să ne punem nu bine, ci foarte, foarte bine astăzi cu invitatul nostru. Ei bun, om de televiziune, om care răspunde, să spunem așa, de drepturile oamenilor și mai mult decât atât de tot ceea ce facem noi, mai bine sau mai puțin bine în momentul în care ajungem în casele dumneavoastră, datorită micului ecran pe care fiecare dintre români și nu numai îl au acasă. Așa că acum vă invit să vă așezați confortabil pe canapele, pe scaune, unde vreți dumneavoastră, asta în funcție de căldura și de disconfortul de afară. Uh, fiți atenți! Urmează un material destul de frumos și destul de captivant cu invitatul nostru, omul care astăzi ne aduce liniște în suflet, Radu Hergeu. Bine ați venit la Buzău! Bine v-am găsit! Astăzi toți suntem emoționați și eu sunt la fel de, să spunem așa, cu frica în sânge Și chiar spuneam că ne punem bine astăzi cu cna și pentru că toți sunteți astăzi invitatul nostru Nu într-un control, spun no. bine că nu un no. control, no. sunteți no. prietenul nostru astăzi Vreau să vorbim despre partea aceasta frumoasă a televiziunii, pe care orice om și-o dorește O parte frumoasă pe care CNA-ul, practic, vrea să o construiască, da, în pentru un viitor mai bun și mai frumos. Ne lovim de fel și fel de emisiuni. Pot să spun și de disconfortul financiar pe care CNEA îl creează, da, în în condițiile în care majoritatea, da, televiziunilor dau fel și fel de materiale. Mai bun sau mai puțin... Majoritatea televiziunilor da, centrale. Centrale. Adică, Noi suntem mai feriți oarecum. Din ce am văzut eu până acum, televiziunile locale și regionale, cum este și a dumneavoastră, puțin, sunt puțin atip atipice. Nu încalcă legislația așa cum o fac posturile centrale. Decât foarte, foarte rar. Care trebuie să fie atitudinea unui post central, dar și regional, de a fi în asentiment cu deontologia. Bine, asta în, în raport cu deontologia ar trebui să fie în orice moment orice om care lucrează într-o televiziune sau într-un post de radio. Acolo CNAU nu prea are ce face. Dacă oamenii realizatorii de televiziune nu-și asumă singur responsabilitatea pentru ceea ce fac, dacă nu stau să se gândească la impactul pe care ceea ce fac îl are asupra telespectatorilor, CNAU nu are ce face aici. Deci când intrăm în lucruri, în, în, discuții despre morală, despre etică, despre valori, ce ne poate discuta despre ele, dar tot pe baza legii. Deci tot plecând de la lege. Ceea ce ar trebui să facă o televiziune ca să nu calce legea, ar trebui să nu-și mai facă acele calcule care mie mi se par meschine. Dom'le, cât iau amendă pentru o emisiune în care eu știu clar că încalc legea, dar din care am acest profit. Și atunci adun cât iau, scad ce dau la CNA, trag linie. Dacă este pe plus, sunt televiziuni care își asumă acest risc în mod conștient de a încălca legea, știind că la final vor ieși pe plus. Iarăși n-ai cum să lupți cu lucrul ăsta din două motive. Unu, amenda maximă în CNA este de 200.000 de lei. Ceea ce, sigur, pentru un post local și regional este o sumă colosală. Pentru o televiziune centrală nu este o sumă atât de mare. Raportată la suma pe care o pot încasa din publicitate în spațiul acela în care încalcă legea. Plus că, pentru a ajunge să dai 200.000 de lei, există mai multe etape pe care trebuie să le parcurgi tu ca CNA. Trebuie să fie mai multe încălcări ale legii. Ca să dai 200.000, trebuie să fie o încălcare Extrem, extrem, extrem de, de grav. Și atunci, rar se ajunge la astfel de cuantumuri. Prin urmare, amenziile rămânând la 10, 15, 20 de mii, sunt niște amenzi pe care posturile mari le trec la pierderi, dacă veți. Până unde acceptă cna ul da? să greșească un post de televiziune? Acum o să vă spun, nu știu ce ne -au, pot să vă spun în numele meu, pentru că Bă, noi în CNA, din fericire, suntem 11 oameni diferiți ca background, ca educație, Dicație. ca... Veniți din domenii diferite, bănuiesc. E, eu am, consider, un avantaj, pentru că lucrând atât de mult timp în televiziune, eu știu ce se întâmplă acolo, care e bucătăria internă. Și atunci... Pentru televiziuni poate să fie și un avantaj și un dezavantaj. Poate să fie un avantaj pentru că eu știind aceste lucruri pot să înțeleg. Eu știu care sunt presiunile patronatului, care sunt um, dificultățile într-o emisiune în direct, direct. să-ți invitații în frâu. Deci înțeleg lucrurile astea. Circunstanțele atenuante, dacă vreți, eu le înțeleg și le știu pentru că le-am invocat și eu la rândul meu și le-am trăit. Poate să fie și un dezavantaj pentru că nu prea pot fi, hai să spunem, păcălit. Deci e mai greu să mă păcălești că lucrurile stau într-un fel, că eu știu exact de ce s-a ajuns acolo. Sunt și înțelegător și foarte intransigent. Adică sunt înțelegător atunci când uh, greșelile sunt umane, sunt um, greșeli, așa cum ar trebui ele definite, și sunt foarte intransigent atunci când este clar voință de a greși, atunci când este recidivă. Atunci când uh, faci același tip de greșeală de 10.000 de ori și vii și îmi spui că e greșeală. Nu, pare rău, nu mă Iertați convingi cu lucrul -am asta. Greșit. Da, 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 n-am vrut. Uh, și atunci, uh, mulți îmi spun că sunt foarte intransigent, de exemplu. Da, sunt foarte intransigent pentru că pe mine m-au deranjat. Uh, și mai mult spuneam, iubind foarte mult televiziunea Pentru că am iubit-o foarte mult Eu când critic, critic tocmai ca să se schimbe Pentru că vreau să fie altfel decât iacu. acum uh, N-am putut Ca angajat, știm foarte bine, nu poți să schimbi N-ai da? cum, -ai cum. Că Există patronat, există mulți șefi peste tine Nu poți să schimbi Atât din că televiziunea nu e a ta Mie mi se spunea, mai ales când eram foarte tânăr Când o să ai tu televiziune, faci ce vrei în ea Bun, nu o să am niciodată televiziune, pentru că nu o să fiu niciodată om de afaceri. E, a, unul dintre motivele în care am acceptat să fiu la CNA este că, din această postură, pot încerca să rezolv lucrurile pe care acolo, în televiziune, nu puteam să le schimb. Tot. Dar nu vă pare rău că ați lăsat <coughs> televiziunea? Nu. nu, nu. Dacă m-ați întrebat dacă aș fi făcut-o acum 15 ani, da. Probabil că nici n-aș fi părăsit-o, pentru că n-am părăsit-o atunci nici pentru politică, deși mi s a oferit. Poziții extrem de uh, importante și probabil că astăzi aș fi fost. Uh, dar uh, atunci nu mă interesa. Îmi plăcea televiziunea foarte mult și pentru că am avut libertatea de a face ceea ce îmi doream, adică de a face acele emisiuni pe care eu le consideram necesare și uh, pe care eu le consideram însăși. Uh, Beneficiul. Uh, nu, însuși motivul pentru care există televiziune. Deci, televiziunea pentru mine, pentru asta trebuie să existe: să educe oamenii, să informeze oamenii, să le aducă lucruri, să, să le aducă în față oameni cu valori, oameni deosebiți, să-i uh, stimuleze, să fie mai bune. Adică, pentru mine asta înseamnă televiziune. Uh, Acum 15 ani n-aș fi renunțat pentru CNA. Acum, nici acum n-am renunțat pentru CNA, am renunțat pur și simplu că nu mai îmi găseam locul. Nu, nu, nu regret deloc. Așa cum e televiziunea astăzi și probabil că nici nu voi reveni vreodată dacă televiziunea va continua să fie cel puțin la nivel central așa cum e acum. Se bat posturile pentru audiență. Dar se bat. Se bat, pentru că din audiență vin bani. Uh, problema lor e uh, că nu se bat în bine. Adică, bătălia aceea Aici nu e hai să puțin. facem și noi ceva deosebit, să facem și noi ceva bun. Nu, hai să-i să copiem pe ceilalți, hai să... sau dacă îi copiem în sensul, hai să găsim și noi niște personaje, să le aducem în studio, să facem și noi puțin scandal. Cam asta este modul în care uh, funcționează la noi lupta pentru audiență. Adică, nu e invers Dumnezeu, hai să fac și eu un documentar nu știu, hai să uite, eu o televiziune, pentru că sunt foarte solidă, să fac și eu un documentar despre, nu știu, sunt, sunt atâția oameni în România, au fost atâtea personalități care au avut vieți extrem de interesante, de nu doar de academicieni, dar au avut vieți interesante după care s-ar putea face filme, s-ar putea face seriale. Deci nu a făcut nimeni. Nu, no, facem telenovele. Bun, bun și cu telenovele. Dar hai să facem despre viața unei personalități uh, care a trăit, care, nu știu, sunt oameni care au salvat, de exemplu, evrei în timpul celor de-al doilea război mondial. Am avut și noi șindlarul uh, nostru. Nu se vorbește, se scriu articole, nu se face un film. Aș vrea să văd o televiziune care investește în așa ceva și încearcă marea cu degetul și încearcă să propună telespectatorilor și un program de calitate, sigur, care costă, da? Costă mai mult decât un, un talk show, decât o întrunire în platou cu unii care încep să se înjure. Sigur, costă, da? Dar aș vrea o astfel de bătălie pentru audiență. Nu invers, nu? Hai, hai să coborâm nivelul. Hai, noi, azi, cât de jos putem să coborâm nivelul ca să putem face față la ceea ce au făcut ei ieri? Traficului celorlalte televiziuni. Observ că viețile oamenilor nenorociți de anumite momente din viața lor și uh, soarta lor uh, nu este atât de echilibrată ca a celor care, uh, hai să spunem, aduce așa în audiență uh, mai mult sau mai puțin uh, frumosul din viața lor. Observ că, uite, cazul de la Vaslui. Deja sa, se prezintă într-o telenovelă. Uh, nu mai este știre, nu mai putem să o ținem în frâu, nu mai putem să mai lăsăm uh, pe cei angrenați în această situație să-și facă treaba uh, complet datorită faptului că și noi, cei din presă, răscolim atât de mult adevărul sau neadevărul, că nici acei oameni, cred că nu mai știu unde se află. Bun, aici uh, sunt... Am văzut că sunteți și noi destul de înverșunat pe acest subiect. multe lucruri, da, și o să vă spun de ce. Eu am scris despre acest caz Cu de acum o lună. Timp Cu mult înainte. să. mult înainte să explodeze presa. Când nu vorbea nimeni despre asta, și vreau să vă spun, pentru că eu sunt un om documentat, eu stau mult pe net, pe net. atunci când am timp, citesc presă locală, um, și am aflat acum o lună și ceva de punerea lor în libertate, pentru că uh, Curtea Constituțională a spus că arestul la domiciliu este neconstituțional și atunci i-au băgat în control judiciar. N-am înțeles nici astăzi de ce nu i-au dus înapoi după gratii, dar însă și asta e o decizie a instanței pe care uh, altcineva este chemat să o judece și să vadă dacă a fost corectă și conform legii. Eu am scris de atunci. Am spus, nu e normal, din punctul meu de vedere, ca simplu cetățean, pentru că mie mi se par oamenii aceia pericol public, în condiții în care au trei au recunoscut violul. Da? Deci nu mai putem vorbi de prezunția de nevinovăție atât adică trei au recunoscut fapta. Și atunci, pentru mine, sunt, uh, un, sunt un, pericol, reprezintă un pericol. Uh, sunt alți oameni, și mai ales în ultimul an, politicieni, medici, care au uh, mers în arest, au stat 2, 3, 4, 5, 6 luni, nu vorbesc de cazuri. Și tot public au fost numiți. Da, dar nu, nu omorâseră uh, pe nimeni, tocmai. nu violaseră pe nimeni, adică pentru mine pericolul public are o altă conotație. Sigur, nu sunt jurist, nu sunt judecător. Bun. Și mi-am exprimat această indignare vis-a-vis -vis de, și nu e prima dată, au mai fost mai multe cazuri în care eu am scris pe blogul meu despre uh, tot așa un, uh, un tânăr, cu probleme psihice, care și-a violat, omorât vecina, fetița vecina, a pus-o într-un covor, a pus-o a primit și după patru ani au dat drumul. Nu se poate așa ceva. Adică, eu nu le înțeleg. Eu lucrurile astea nu le înțeleg. Bun. Am scris. Pe vremea în nu vorbea nimeni. Acum, pentru că cineva a prins subiectul și a apărut într-un studio de televiziune și a avut succes, de public și lumea a început, wow, ia uite ce se întâmplă ce se acolo întâmplă? în Vaslui. Da, oare acum ne-am trezit? Da, a început să se rostogolească ca un bulgăre de zăpadă, și așa cum se întâmplă peste tot în lume, nu numai la noi, acum e foarte greu de ținut în fruc, cum spuneați și dumneavoastră. Acum, dintr-o dată, se vorbește despre vasului, ca despre un tărâm al violatorilor, al pedofililor, al bețivilor al... și. A, -a zis, fraților, hai să ne temperăm puțin. Deci, sunt niște cazuri, violatori sunt, au fost și în satul mare, și în Brașov, și în Craiova, și în București Hai să nu aruncăm anatema asupra unei comunități Care eu sunt convins e compusă în majoritate din oameni gospodari, din oameni de treabă Din oameni pe care îi dezgustă ce au făcut a, a, acești indivizi Hai să nu mai vorbim despre vaslui Hai să vorbim despre violatori, despre vaslui Mamă ce se întâmplă la vaslui, ce se întâmplă la vaslui Au fost și alții. încă o dată, violatori lăsați liberi în alte locuri din țară Uh, Unul la mână, doi la mână. <coughs> Sigur că, așa cum se întâmplă și politicienii, repede, repede, s-au cățărat și ei pe subiect pentru că e cu priză la public. Uh, din păcate, ceea ce am constatat eu și ceea ce îmi pare rău că nu se întâmplă, acum era un prilej foarte bun pentru a discuta problemele adevărate. Nu cazul în sine, ci problemele adevărate de educație, de mentalitate. Astea sunt probleme pe care trebuie să le discutăm. De ce sunt oameni în comunitatea respectivă care simpatizează cu agresorii? De ce sunt oameni care nu simpatizează cu victima? De ce? Nu de ce se ajunge la viol, pentru că aici eu am o opinie ușor separată, pentru mine oamenii care violează au probleme, probleme psihice. De psihice. Deci nu... <coughs> Nu se plictiseau sau nu i-a căscut bine mama și atunci de asta s-a opcat să violeze. Nu, oamenii au probleme psihice, trebuie tratați din punctul meu de vedere. Nu trimiți pur și simplu într-o închisoare, ci trimiți într-o închisoare și să aibă parte de tratament psihiatric. Pentru că dacă îi trimiți într-o închisoare și după 8, 10, 15 ani le dai drumul, vor face același lucru. Fel. Da? Nu vor fi mai buni după 15 ani de închisoare, să ne înțelegem. Și nici nu se vor speria, pentru că un om care violează nu se sperie de nimic. El violează pentru că în momentul ăla nu mai poate controla instinctele, nu o să-l sperie nici închisoarea, nici nimic. Deci, în loc să discutăm despre uh, Vai ce bestii, sunt deci niște azi, bestii. Da. Dar n -n, discuția nu, -și nu, nu duce nicăieri. Deci vor primi pedeapsa, asta nu duce nicăieri. Dacă noi ne cantonăm și transformăm subiectul într un ușor de cancan, să-i spunem, nu rezolvăm nimic decât, sigur, ne facem audiență. Eu, acum, încă o dată, aș avut dezbateri pe tema asta. Domnule, cum e cu educația? Uh, cum e privită femeia în societatea românească? Ce face cna să vină în ajutorul acestor momente? Din păcate, CNA -ul, cna ul nu poate. Eu mi-am propus. Nu se poate interveni? Nu. nu pe niciun fel de emisiune? Nu, nu pentru că ar însemna uh, ingerință în politica editorială. Și asta este interzis. Deci nu se poate. Eu vreau altceva să fac în CNA, dar nu acum. Dar mi-am propus, sigur, eu sunt de 5 luni sunt cel mai proaspăt. V-ați dat totuși seama uh, cum merg da, lucrurile. tocmai mi-am propus să fac, uh, 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 să stimulez un dialog între CNA, radiodifuzori și telespectatori. Să-i aduc împreună. CNA o să fie un fel de intermediar, dacă vreți. Să-i pună la aceeași masă pe realizatori și pe omul simplu care se uită la televizor. Să afle unul de la celălalt, direct, ce îi place, ce poate să facă, de ce face ce face, de ce nu îi place ce face respectivul. Din astfel de dialoguri, eu sunt convins că nu -are, are cum să nu iasă lucruri bune. Astfel încât poate și realizatorul va înțelege că telespectatorul nu e un idiot care trebuie să-i dai orice prostie pentru conghite, iar telespectatorul poate va înțelege și de ce câteodată ce e pe post nu e ceea ce și-ar dori el să fie. Asta se face în timp. E tot un fel de educație, dacă vreți. Se face în timp. Eu mi-am propus să încerc să o fac, dar nu o să o pot face singur, sper să am și sprijinul colegilor mei, și nu o să o pot face fără sprijinul societății civile, pe de-o parte, și fără sprijinul televiziunilor, pe de altă parte. În foarte multe țări civilizate din această lume, societatea civilă este foarte puternică. Ea este cea care ține mai mult în frâu televiziunile decât cna urile locale. Uh, Asociațiile mamelor, asociațiile victimilor violurilor, ele sunt cele care uh, vin și atrag atenția lor. că ați depășit. N-am văzut niciun fel de emisiune. La noi nu există, la noi societatea civilă nu există. Ce să mai discutăm? La noi nu există. Uh, sau dacă există, este amorțită și de obicei se deza, uh, dezamorțește pe. Uh, se demor, eh? Dezmorțește, Dezmorțește. Uh, pe subiecte politice. Atât atunci mai îi vezi pe stradă, mai... În momentul când sunt astfel de subiecte sau orice altceva din, din, din zona civilă, nu, nu, nu îi vezi în stradă, mergând să protesteze împotriva, de exemplu, împotriva acelei educatoare care le cerea părinților să le aducă cadouri și certa că nu... Eu nu i-am văzut în stradă ieșind. Eu aș și vrut să-i văd. Eu aș să văd pe profesori ieșind în stradă. Eu aș fi vrut, să-i văd pe ei delimitându-se de un astfel de exemplar. Am văzut. Trăbarea?